Ziua de sâmbătă a început cu prezența președintelui Iohannis, care a cântat imnul împreună cu jucătoarele române. Momentul de la festivitatea de deschidere i-a dat aripi Simonei Halep, care a trecut de Silvia Soler Espinosa cu 6-2, 6-1 în 71 de minute. N-a fost așa ușor cum a părut, am jucat un meci bun, am făcut jocul, am fost destul de agresivă și am returnat destul de bine. Serviciul mi-a mers așa cum mi-am dorit, dar spre final am avut în momentele importante niște servicii bune. A fost foarte greu în început de meci și am avut emoții mari, fiind și domnul președinte, fiind mai mulți oameni importanți în sală. Cântând imnul, am fost emoționat, așa că am încercat să-mi relaxez un pic corpul, mintea și să joc ceea ce știu. Am făcut un meci bun și chiar mă bucur că am terminat așa repede și acum Irina, o susțin pe Irina cu toată încrederea și toată puterea. A urmat partida dintre Irina Begu și Garbin Muguruza. Tenismena spaniolă s-a impus cu 6-3, 6-2. Jucătoarea română a sosit cu ochii în lacrimi la conferința de presă de după partidă. Îmi pare rău că n-am reușit să joc mai bine și îmi cer scuze pentru public. Scorul de 1-1 era normal pentru prima zi, iar învingătoarea urma să se decidă duminică.